Ședința extraordinară a Consiliului Județean Dâmbovița de miercuri 27 mai n-a fost una lipsită de neprevăzut. Din cauza unor omisiuni constatate în rapoartele de specialitate care însoțeau proiectele de pe ordinea de zi, președintele CJD a avut o reacție mai mult decât critică la adresa funcționarilor din aparatul propriu. Ca să facem un pic de ordine în subiect. Și îmi cer eu scuze față de tot Consiliul. Nu este în regulă raportul. La unii avem distanțele, la alții nu. Și avem doar valorile. Nici în raport, nici în fișele tehnice. Și lucrul ăsta nu e normal. Doi, nu e normal să avem copy-paste-ul ăsta cu primar rusul peste tot și Zoica Șerban contabil șef. Motiv pentru care eu vă propun să amânăm decizia pentru ședința următoare. Toți cei care sunt vinovați de asta, doamna Manuela Stan, cei care au lucrat la materialul ăsta, sancțiune de 10% pe perioada maximă prevăzută de lege. Și al treilea lucru, domnul secretar public, vă dau ultimul avertisment. Deci n-a reușit Florin Popescu, spun că reușesc eu. Te duci acasă dacă nu verifici nimic din ceea ce se prezintă aici, la fel și tu, Michi, cu pregătirea ședințelor. N-am chef să iau o bobârnace că sunteți voi incompetenți și nesimțiți în analiza actelor. Și subliniez, nesimțiți! Pentru cei care mai plângeți de mila funcționarilor publici că îi ia Țuțuianul la întrebări. Uitați halul în care este administrația, nu de azi, de ieri. De asta nu avem performanță administrativă. Și nu i-am angajat eu pe niciunul, ca să fie limpede. Nu a fost pentru prima dată când președintele Consiliului Județean Dâmbovița i-a mustrat public pe funcționarii CJD, numai că, de data aceasta, cei în cauză s-au ales și cu o sancțiune, constând în 10% din salariu.